am auzit. Exact aceeași situație ca atunci când învinovățești tinerii că nu ies la vot. Dar de fapt sunt tineri, cum am văzut astăzi o istorie la colegii de la Nord News, niște fete din China au făcut 2000 de kilometri ca să vină dintr-un oraș chinez la Beijing, cu unei singura noastră secție de vot din China, ca să voteze. Nu poți să-i bagi pe toți în aceeași oală. Efectiv, sunt și tineri care foarte mult vor să voteze, care vor să schimbe ceva și poate și lor ei pălesc sau roșesc sau li rușine pentru ceilalți care stau acasă și încălzesc locușorul. De aceea, e cumva un subiect sensibil ăsta, Transnistria. Îți dai seama că nu-i poți... Nu... ...asta categorie de persoane. Să zic și Ștefan. Apropo de tineret și făcutul din deget către această categorie de cetățeni, chiar acum citesc un comentariu la live-ul nostru, tineretul, ieșiți la votare să vă fie rușine, ai, ai, ai. Deci, Ștefan, sunt benefice aceste mesaje? Sunt mobilizatoare sau din potrivă ele mai mult dăunează? Eu cred că nu au sens aceste mesaje din simplu motiv că dacă ne uităm pe statistica oamenilor din diaspora care ies la vot, 50% din acești peste 100.000 de oameni care au ieșit la vot în diaspora sunt tineri între 26 și 40 de ani. Adică aproape 50%. Cei și care fac remiterile. Da, și tot un procent foarte mare, adică aproape 20.000 sunt tineri de la 18 la 25 de ani. Ceea ce înseamnă că unde sunt tinerii? Tinerii noștri sunt peste hotare, își trimit bani și mențin țara pe o linie de plutire prin remitențe. Așa că noi știm toți unde sunt tinerii. Unii poate n-au acte să voteze, alții, iată, vedem și în comentarii că sunt oameni care întreabă dacă pot vota cu pașaportul român. Nu pot vota. Da. Și tot așa, adică sunt diferite. Tinerii sunt peste hotare, o bună parte din ei sunt peste hotare, din păcate, și sunt foarte mulți.